Trebuie de ridicat, atenție, harta României mari și drapelul României și distribuite în toate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceu de subordonare. Vă știu, cu tătul strac materiale, românii, uniuniști. Ce-i cu prostiile astea? Eu nu mai spun că vă bateți joc de copiii noștri cu bacurile și așa mai departe, ceea ce faceți prin școli acum, cu învățătorii ceea ce faceți. Dar cu ce ocazie voi vă râți cu așa chestii în toate școlile? Aceasta se numește promovarea deschisă a unionismului. Eu vreau să spun că noi lucrul ăsta nu o să-l permitem. Nu vă jucați cu focul. O să vă iei oamenii în furci. Dar credeți că ați furat miliardul și oamenii o să răbde și o să vă răbde și prostiile astea? Nu o să vă răbde absolut deloc. Eu lucrul ăsta vă-l promit. Vreți să o luați în cap, o să o luați. Eu spun, scuzați că așa dur, dar chestia asta nu se permite. Noi suntem stat independent, Republica Moldova. Mesaj către românii de peste Prut. Noi suntem prieteni, suntem vecini, vă stimăm, sunteți stat independent. Stimați-ne pe noi. Ca stat independent, suveran Republica Moldova.